capabilă să poată cuceri titlul mondial chiar pe terenul marii rivale, China. Echipa feminină de gimnastică rămâne una din piesele grele ale sportului românesc. Este o echipă, o mare echipă, dar vom avea acum prilejul să le vedem pe rând pe componentele sale. Prima gimnastă este Simona Munar. Mulțumesc pentru acest premiu. Vreau să mulțumesc antrenorilor care m-au ajutat să obțin aceste rezultate și sper ca și la Olimpiadă să obțin cât mai multe medalii pe aparate sau individual. Vă mulțumesc foarte mult! Următoarea componentă a naționalei noastre de aur este... Maria Olaru. Aș vrea în primul rând să mulțumesc Federației Române de Gimnastică, domnului tineret, Ministerului Tineretului și Sportului și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc anticipat domnilor antrenori că au fost alături de noi și ne-au suportat, bineînțeles. Vă mulțumesc! Lavinia, te rog să faci în continuare oficiile. Andreea Răducan. Emoționată pentru acest premiu. Le mulțumesc în primul rând antrenorilor, tuturor celor care au fost alături de noi la campionatele mondiale și sper ca la Olimpiadă să iasă tot la fel de bine ca și la mondiale. Vă mulțumesc! Fără pic de emoții! Următoarea este Andreea Isărescu. Andreea Isărescu. Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu acordat și antrenorilor și colegilor mele care au fost tot timpul alături de mine. Mulțumesc! O aterizare perfectă! Și penultima este Loredana Boboc. Bună ziua echipei! Bună seara! Vă mulțumesc pentru premiile acordat. Mă bucur să fiu în această seară aici. Sunt foarte emoționată. Mulțumesc foarte mult antrenorilor, domnului Fieru, de întreaga federație și vă doresc cu această ocazie un an nou fericit și sportivilor mai multe rezultate. Multe felicitări! Și ultima gimnastă este Corina Ungureanu. Sunt foarte bucuroasă că am fost invitată și vreau să mulțumesc în primul rând antrenorilor care m-au sprijinit atâta timp cât am făcut acest sport minunat care m-a ajutat să-mi fac acest nume și vreau să le spun colegilor mele, chiar dacă eu nu mai fac parte din echipă, că sunt cu sufletul alături de ele pentru Olimpiadă.
Din nou România, campioană mondială la gimnastică feminin în proba pe echipe. Să sperăm că și la Sydney fetele noastre vor fi tot primele.